La fel putem vorbi de cine vreți. Pentru că nu suntem în maniera în care biserica să ia numele unui om, credința să ia numele unui om, să luăm un om și să-l așezăm acolo, să zicem, na, uite, ca ăsta. Nu. Singurul căruia îi se aduce slavă în biserică este Hristos. Pentru că El este păstorul cel bun și păstorul cel mare. El este același ieri și azi și în veci. Versetul 21, a Lui să fie slava în vecii vecilor. O biserică păstorită biblic e o biserică în care locul de cinste îi aparține nu unui om, ci lui Hristos.